Bine ați revenit! Ați văzut că există un element care descrie mișcarea din punct de vedere geometric, traiectoria. Dar există și alte elemente ale mișcării, cele mai importante fiind viteza și accelerația. Ca să ajungem la ele, trebuie să plecăm de la vectorul de poziție. El este cel notat aici cu R și, după cum vedeți, are originea în sistemul de coordonate și vârful P mobil, reprezentat aici prin punctul P. Dacă la momentul T1 vectorul de poziție este R1 și la momentul T2 este R2, atunci diferența R2 minus R1 se numește vector deplasare, notat în desen cu delta R. Diferența T2 minus T1 este durata deplasării între punctele A și B. Numim modulul vectorului deplasare, pe scurt, deplasare. O observație foarte importantă: deplasarea nu este în general același lucru cu spațiul parcurs de mobil pentru a ajunge din A în B. Dacă mișcarea este curbilinie, ca în cazul desenului, spațiul parcurs este întotdeauna mai mare decât deplasarea. Raportul dintre vectorul deplasare și durata deplasării se numește viteză medie și viteza medie are aceeași orientare cu cea a vectorului deplasare. Viteza are unitatea de măsură în sistemul internațional metru pe secundă. Ce credeți? Puteți alerga cu fantastica viteză de un metru pe secundă? Dacă parcurgem un metru în fiecare secundă, atunci într-o oră parcurgem 3600 de metri, adică 3,6 km. Deci un metru pe secundă, departe de a fi o viteză fantastică, este viteza de 3,6 km pe oră, viteza cu care ne plimbăm prin parc. Atenție, există un aspect legat de viteza medie despre care se vorbește, din păcate, mai puțin, ceea ce duce uneori la confuzii și la greșeli în rezolvarea problemelor. Dacă nu ne interesează caracterul vectorial al vitezei, atunci există două tipuri de viteză medie. Cel despre care v-am vorbit, adică raportul dintre deplasare și durata deplasării, dar mai există și viteza medie calculată ca distanța parcursă împărțită la durata deplasării. Deci amândouă sunt viteze medii, dar nu sunt același lucru. Trebuie să clarificați întotdeauna despre care vorbim. Și pentru că deplasarea este de obicei mai mică decât distanța parcursă, cele două viteze sunt diferite, a doua fiind de regulă mai mare. Foarte importantă este și noțiunea de viteză instantanee, adică viteza pe care o are mobilul la un moment dat. Aceasta se definește ca fiind raportul vector deplasare și durata deplasării atunci când durata deplasării tinde la 0. Evident, când delta T tinde la 0 și delta R tinde la 0, dar raportul lor nu tinde de regulă la 0. Viteza instantanee este întotdeauna tangentă la traiectorie, așa cum vedeți în aceste două desene. Primul reprezintă o mișcare neuniformă, iar al doilea o mișcare uniformă. Încă un lucru, ar fi bine dacă am respectat cu toții regula de a nota viteza cu V mic, V de mână, pentru că cu V mare notăm de obicei volumul. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!